Bună, Bianca! Bine ai revenit! Unde mergi, draga mea? Îți mai amintești de iubitul meu mai bronzat, frumos, care m-a dus la mama lui să mă prezinte? Da. Așa. I-a plăcut mamei soacre de mine și acum ne-a plătit vacanța și mergem împreună în Sicilia. Da. Și Clujul? Nu știe. Clujul nu știe. Nu știe, află acum, nu-i problemă. Nu știe, ești frumoasă. Teo Rose? E place cum e Bianca îmbrăcată, în afară de încălțări, într-adevăr, neapărat din același film. Dar nu zici că am zis eu. Nu, neapărat din același film, mă enervează albul de pere. Albul de pere, nu știu ce te enervează. Păi uite, ți-am spus ce mă enervează ca să zic înaintea ta. Și semeri foarte mult cu măsa lui Hadid. Gigi Hadid? Da. Cu măsa? Eu te-ar da seamănă și pe tine cu una din ele, a zis măs. Adevărat? Păi e foarte frumoasă măsa. Da, arată bine. Are și frumoasă rău. E foarte frumoasă. Dar tu gândești ce dragă pe măsa. Păi că a fost un compliment acolo la mijloc, mulțumim, Teo Rose. Eu nu știu cine e. Îmi place rochia, mi se pare că îți vine bine. Cred că aș fi pus niște cizme tot în genul ăsta, dar maro, simple. Și nu-mi place șarfa din păr, deloc. Mi se pare că nu se potrivește ca print. Dar așa, stă foarte bine genul ăsta de rochii. Da, mulțumesc. Ar trebui să vorbesc serios, ar trebui să îmbraci mai des. Da, mult. Mulțumesc de ea. Hai să vedem ce spun jurații acuia cu Bianca. Du-te în fața lor. Care melodia îți place, Maurice? Da. Pe piesa asta dansam când eram mic la Olimp, feița la discotecă, atunci nu știi, eu n-ai născut atunci, feița bar, n-aveai ce se întâmpla, acolo se întâmplau niște situații. A liberit-o. Asta. Vreau să știu de unde ai scos podcasta de rochie. Asta este de la o tipă care face haine în America. În America ai auzit? Ia vezi, stai potolit acolo. Deci ăsta este sezonul în care ați terminat cu astea pe local. Deci le-ați... Localul nu vă mai adresează, știi? Adică practic au zis niște boxe. Voi merge la niște fete care fac modă în America. Ce modă veiță? Ce America veiță? Unde veiță în America? Pe dreapta, pe stânga, la New York, unde la Los Angeles, unde faci? Nu știu exact nici eu. Unde? Și te-a trimis-o în plic, așa a zis, te-am văzut și... Nu, am fost la cineva care o avea și am spus să o iau. Deci, practic, e tot un fel de barter. Barter, exact. Un barter, feiță, interoceanic. Este un împrumut local. Da, un împrumut local care a traversat oceanul. Exact. Deci, practic, ele acum învisajează și latura internațională. De influencing, înțelegi ce zic? Cizmele, Maurice. Rochia, ai să râzi. Îți vine foarte bine, într-adevăr. Îți vine foarte bine cu afiura. Puteai să te gândești să spui și tu o eșarfă înflorată în perișorul ăla și nu un print, fetiță în carouri. Dar o să trec cu vederea acest lucru, pentru că tu ești drăguță, ai cele mai pocisime cizme. Dar chiar n-am știut ce să pun. M-am gândit că botine, dar... Astea dar le-ai integrat fericit în pocenia lor. Wow, mulțumesc. Prego. Într-adevăr, te avantajează un astfel de model de rochie pentru că scoate în evidență picioarele alea frumoase. În cazul de față, pe un picior. E partea de jos a rochiei e drăguță, e actuală. Nu mă omor după partea de sus, dar n-am să critic acum un creator din America pentru execuția unei rochii de genul ăsta, pentru că intru în polemici internaționale. Începe un război acum și nu vrem cu americanii. E deprisos să spun că cizmele ce sunt ciocate sunt oribile, dar oribile. Și bineînțeles care a apărut talanga. A apărut gentuța tip talangă. Roagă să o poartă ultima oară. Este ultima oară, da. M-am gândit să vin fără, dar am zis că... Mai sunt fete care au talangi, lăsați-le acasă pentru că sunt horror. Nu, tu ai purtat de 2 ori talanga asta, poți să renunți la ea. Raluca de la Bambi a purtat de 2 ori geanta aceea portocalie, poți să renunți la ea. Știi cu cine e asemenea așa îmbrăcată? Avea Jennifer Lopez un clip, dar nu mai țin minte cum se numea piesa, nu că iar începe. Măi, arăți superb în rochia asta, cu pieptănătura asta. Era tot așa un Și o chestie de asta latino, gitano, ceva arăta divin. Ea seamănă cu J.Lo acum, nu? Nu seamănă cu J.Lo, dar tot așa cu genul ăsta. Avea o năframă așa din asta prinsă la mijloc, dansa ca toți dracii, făcea, era divină. Eu la fel. Aia era Shakira care făcea. Nu, era J.Lo. Văd piesa, o văd pe aia în fața ochilor, dar nu știu cum se cheamă piesa. Compara pe fata asta frumoasă cu... Chismele nu-mi plac. J.Lo. E nasoală J.Lo, o luăm de la capăt. Doamne, este o zeiță. E divină, da. O zeiță. Dați calificative că n-am. Așa cum e și tu, dragă. Sunt foarte urte cizme, dar pe cuvântul meu au un aer extraordinar de interesant. Printurile alea să nu le mai combini, dar nu contează una peste alta. Arăți mai bine decât toate edițiile la un loc. Și ieri arăta bine. E ceva cu tine. Ori a venit găgică tu în București? Da, a venit. A fost la Cluj. Ai fost la Cluj? Rățușcă, de aceea e pe umeri. Am pe umeri. Prea-i bine. Nu stă bine. Eu plec, nu mai pot stau. O bune? Ce ți-ai făcut, fetița, din frumusețea și tinerețea ta? Coafiura poate fi motiv de război. Încă e un banc să test. Mamă, fata, ești trăzne. De ce râdeți, fetelor de mine? Vreau să-mi spuneți părerea voastră. De ce râdeți? De ce râdeți? Ești praf. Ești o femeie frumoasă. Mulțumesc mult. Atât poți să apreciezi la tine. E ceva cu tine. Ori a venit găgică tu în București? Da, a venit. Păi a fost la Cluj. Ai fost la Cluj? Rățușcă, de aceea e pe umeri. Am pe umeri. Niște zgârieturi. Ia uite. Nu s-a iritat. Bianca, Giurcanu, ia uite. A, mulțumesc. Bravo, ai stil, dragă. Mulțumesc. Mulțumesc. Maurice? Mulțumesc. I-ai dat? Da. Da. Mulțumesc! Mamă, felicitări, Bianca! Vorbește și cu cei de acasă. Doamne, câtă fericire, câtă bucurie! Mulțumesc din suflet pentru toată susținerea, pentru toate mesajele și continuați să votați sub la 1206. Vă mulțumesc și vă pup tare!